invitați pentru ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie, prin dispoziția primarului numărul 27 din 11 februarie 2022. Sunt prezenți toți consilierii locali în frunte, 14 fizic, domnul Meșter, care este online. Deci ședința se poate desfășura în condiții normale. Rog pe domnul președinte să supun la vot întâi procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal al ședinței anterioare, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua tuturor! Pe proiectul ordinei de zi al celei de-a 23-a ședințe din cele de-a 8-lea mandat al Consiliului Local avem un număr de 7 proiecte de hotărâre plus la, pe listele suplimentare un număr de 6 proiecte. O să supun la vot dacă sunteți de acord cu proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, ține. Unanimitate, mulțumesc. La punctul 1, proiect HCL numărul 31 din 11.02.2022, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al orașului Slănic Moldova. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. Bună ziua! Permiteți, a fost depus un amendament de doamna consilier local botezat Alina Gabriela, care v-a fost înaintat la ședințele comisie cu privire la modificarea bugetului. Dacă vreți să susțineți, sau... Sigur. La punctele 1 și 2 am depus un amendament prin care îmi doresc ca suma care rămâne necheltuită la capela mortuară să fie transferată către locurile de joacă, întrucât este nevoie de reparații, de cumpărarea unor locuri de joacă noi și suma de 70.000 de lei mi se pare insuficientă. Vă mulțumesc. Da. Cine este pentru... Pentru amendament. Amendament, da. Cine este pentru includerea amendamentului propus de doamna consilier botezat Alina? Cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitate, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, înainte de a supune la vot primul punct, să vă spun și eu bun venit la ședința ordinară a lunii februarie. Este o ședință importantă și prin prisma deciziilor pe care o luăm astăzi. Strict referitor la punctul numărul 1, bugetul de venituri și cheltuiele este cel mai mare buget pe care l-a avut primăria vreodată. Avem un buget de 12.600.000, comparativ cu un buget de puțin peste 6 milioane în 2016. Respectiv, dacă punem și banii, excedentul pe care l-am constituit din anii precedenți pentru inundații, pentru bani cu dedicație, ajungem la 16 milioane de RON și eu sper să reușim să facem un grad de colectare bun și care ne dă ocazia să ne facem planul de investiții propus. Referitor la propunerea doamnei consiliere Botezatu, desigur că mă bucur. De fapt, licitația pentru capela mortuară s-a încheiat cu o economie. Noi am avut 500.000, prevăzut și în anii precedenți. Și această economie este bine să o direcționăm din de acum, pentru că altfel, până în luna iulie, nu putem să facem modificări decât în cadrul aceluiași capitol bugetar. Respectiv, consider că este o propunere bună și vă asigur că foarte repede o să ducem la îndeplinire achiziția și ce mai avem pentru ca să aibă copiii noștri și copiii turiștilor unde să se joace. Vă mulțumesc. Da. Dacă nu mai doriți, cine mai dorește să aducă întrebări, completări la punctul aflat în discuție? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Unanimitate, mulțumesc.
La punctul numărul 2 avem proiect hotărâre Consiliul Local numărul 32 din 11 februarie 2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții a orașului Slănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul 2022. Inițiator primarul orașului. Dacă ar fi să punctul fierbinte de ani de zile al discuțiilor pe care eu l-am avut cu cetățenii din Slănic Moldova este această capelă mortuară. Și faptul că deja s-a semnat contractul și sperăm noi într-o lună de zile să dăm ordinul de începere, sper ca până la sfârșitul anului acest lucru să se întâmple și să putem și noi bifa, să mulțumim practic cetățenii noștri, un proiect frumos și care va, cu siguranță, va încadra arhitectural așa zona respectivă și foarte util, pentru că, din păcate, și catolicii și ortodoxi, la momentul acesta, când avem situații, moartea este o certitudine, nu este discutabilă. Sunt foarte greu acoperite aceste zone și este și civilizat și obligatoriu, până la urmă, să facem acest obiectiv. Celelalte obiective sunt obiective în unele în continuare, dar avem proiecte multe și avem și obiective pe care ne le propunem ca obiective noi. Lista a fost comunicată, ați fost de acord cu ea, în comisie nu am avut obiecții și sper să fiți de acord cu ea. Vă mulțumesc. Deci aici a fost înaintat amendament pentru față de proiectul inițial în același sens de a suplimenta locurile de joacă pentru copii și supunem la vot întâi amendamentul. Da, o să supunem la vot amendamentul propus de doamna Consiliere Botezătoare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Majoritate. Toată lista. Și acum supunem la vot proiectul HCL numărul 32. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate, mulțumesc. Mulțumesc. La punctul numărul 3. Proiect hotărâre Consiliul Local numărul 33 din 11 februarie 2022 privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Este doar o modificare necesară pentru autorizarea serviciului. Nu avem posturi suplimentare. Dacă nu avem alte întrebări sau propuneri, supun la vot cel de-al treilea punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Punctul numărul 4. Proiect hotărâre Consiliul Local numărul 34 din 11 februarie 2022 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 36 din 14-11-2019 în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2015 al UAT Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă doar o precizare, este o prelungire a unui termen, pentru că acțiunea este în instanță și până când nu se finalizează printr-o hotărâre judecătorie definitivă și irevocabilă, de fiecare dată când vor veni, Curtea de Cont va veni să constate, nu putem noi să urgentăm acest aspect. Este singurul punct pentru care nu am îndeplinit cerințele și este practic independent de noi. Noi ne-am făcut datoria, consider, și am pornit pe acest drum. Da, mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări sau răspuns sau propuneri, vă rog să votăm. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Punctul numărul 5. Proiect HCL numărul 35 din 11 februarie 2022 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 142 din 28-10-2021. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Așa cum am luat la cunoștință în comisie despre ce este vorba, în ce constă eroarea, cred că nu sunt alte obiecțiuni, propuneri sau întrebări, așa încât supun la vot
punctul numărul 5. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La punctul numărul 6. Proiect hotărâre Consiliul Local numărul 36 din 11 februarie 2022 privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă este obligația a mea pe care vă transmit spre aprobare, sistemul de management al deșeurilor cuprinde stația de transfer Onești și celelalte depozituri de la Bacău. Noi suntem parte doar la acest capitol, la depozitare, și pentru că suntem membri la ADIS, suntem obligați să ne exprimăm punctul de vedere și vă rog să fiți de acord, nu se modifică cu nimic ceea ce avem până acum. Da, mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu sunt. La punctul numărul 7, avem proiectul HCL numărul 37 din 11 februarie 2022 privind aprobarea listei de repartizare în soluționarea cererilor de locuință pentru tinerii destinate închirierii construite pe programul ALM. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. Avem doi consilieri locali, membri în această comisie și punctajele și toate celelalte, sper că nu sunt probleme. Dacă nu sunt alte întrebări sau propuneri, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! La punctul numărul 8. Proiect HCL numărul 38 din 14 februarie 2022 privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid, piesa Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, conductă, distribuție și branșament gaz naturale presiune redusă, strada Stroiu și strada Prundului din Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctele 8, 9 și 10, următoarele 3, ăsta și încă două, sunt referitoare la gaz, metan și sper că nu aveți. Este o deja obișnuința noastră să acordăm, e normal, o să treacă pe stradă, doar că vrem să treacă foarte aproape de o parte a drumului, pentru că ei obișnuiesc să treacă pe mijlocul drumului și nu o să mai putem trece nici cu canalizarea, nici cu apa. În acest sens, i-am notificat, nu aprobăm proiectele decât pe cele care respectă maxim distanța de un metru față de fundația gardului, într-o parte sau în alta, ca să ne putem crea trasee pentru utilitățile viitoare. Asta este atâta observație avem când ei vin cu... Și bineînțeles, anumite probleme de refacere a terenului și alte aspecte date de obligativitatea legală de a lăsa terenul așa cum l-au găsit. Pe care nu întotdeauna lasă așa, ca să fim și corecți. Da, mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări, vă rog să supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 9, proiect HCL numărul 39 din 14.2.2022 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz servitute în favoarea SC Delgaz Grid de satul Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, conductă, distribuție și branșament gaze naturale presiune redusă, strada Sărăriei, Slănic Moldova. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. Supunem la vot, dacă nu sunt alte propuneri. Cine este pentru? Mulțumesc. La punctul numărul 10 avem proiect HCL numărul 40 din 14.2.2022 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 142 din 28.10.2021. Strada Crângului. Deci primul a fost Stroiu, al doilea este Sărăriei și al treilea este Crângului. Ați sărit la următoare. S-a furat materialul. Nu. Sunt preună Crângului cu Stroiu, ați spus. Stroiu, strada și Prundului.
Prundului, Stroiu. Stroiul Prundului la este prima. Sărării. Sărării la 9 și Prundului. La 10 eu am eroare materială. Probabil s-o omis. Ia uite, aici, mă uit. Da, Prundului. Nu, da, la 9 este un aviz aici. Strada Crângului este la a treia suplimentare. Numărul 3 de strada suplimentare. Da. Da, și e aceeași problemă. Aceeași. Dacă sunt discuții. Aici. Da, strada Crângului, la punctul 3 pe lista suplimentară. Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea? Mulțumesc. Acum avem punctul. Proiect HCL numărul 40 din 14.02.2022 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Sălii Moldova numărul 142 din 28.10.2021. Inițiator primarul orașului Sălii Moldova. Întrebări, propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect HCL numărul 41 din 14.02.2022 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local. Nu, asta. Da, aici a fost o dublată asta, de asta nu aveam pe. Da. Proiect HCL numărul 42 privind aprobarea de contări navetele cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Sălii Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator primarul orașului Sălii Moldova. Continuăm da. Să decontăm naveta da. Și ne bucurăm. Da, vă rog să spunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Mulțumesc. Iar la punctul 13, proiect HCL numărul 43 din 17.02.2022 privind înființarea Serviciului Public de Transport Local de Persoane cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Sălii Moldova. Inițiator primarul orașului Sălii Moldova. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aici aș vrea să fac niște observații, adică niște comentarii clarificatoare, pentru că suntem într-o localitate unde foarte mult circulă informațiile și trebuie să știe cetățenii noștri și angajații de la Pârtia de Schi cum stau lucrurile. Acest obiectiv de investiție a fost înființat printr-o asociere între Primăria Sălii Moldova și Consiliul Județean. Primăria Sălii Moldova a pus la dispoziție terenul și Consiliul Județean a atras investiția. Bine, Primăria Sălii Moldova a avut obligația să planteze puieți aferenți de fișere și alte obligații pe care noi le-am achitat. S-a terminat monitorizarea în 2019 și din 2019 până astăzi am încercat să aducem lucrurile pe un făgaș de dezvoltare, în sensul în care terenul fiind al nostru, noi ne doream să facem anumite obiective de investiții, contractul de asociere nu ne permitea și după mai multe întâlniri am ajuns la concluzia și concluzia s-a materializat într-o adresă de la Consiliul Județean, prin care Consiliul Județean ne-a cerut să preluăm această pârâie. Argumentat de management și argumentat de faptul că ar fi trebuit să plătească chirie pe teren sau alte obligații. Am analizat, dumneavoastră ați fost de acord, ați votat, astăzi vă aducem în discuție situația ca acest telescaun, cum îmi place mie să-i spun, să fie parte a serviciului public de transport public local. Serviciul de transport public local va avea componenta de transport public pe cablu, în speță Pârtia de Schi, și transport public local, pentru că urmează să aducem autobuze, microbuze electrice, sperăm noi și un minicar care să este în toate stațiunile moderne. Și atunci,
acest șef de serviciu va manageria practic ambele compartimente și nu am reușit și nu putem acoperi 17 posturi, cum avea Consiliul Județean, am propus înființarea unui compartiment cu 11 salariați. În acest sens, sperăm să creștem veniturile, să funcționeze vara în plin și iarna, bineînțeles, când este zăpadă și cu specialiștii care sunt acolo, cu oamenii care majoritatea vor rămâne, pentru că o persoană iese la pensie, altul deja s-a transferat la o altă întreprindere, sperăm noi să reușim să funcționăm mai bine decât am funcționat până acum. Asta este obiectivul nostru. Și faptul că avem și terenul și avem și investiția și toate celelalte la un loc, cu celelalte servicii, că avem și serviciul de situații de urgență, serviciul de salubrizare, vom reuși să facem acest obiectiv să fie eficient. Pentru că legea ne obligă să avem profit. Nu putem să mergem pe pierdere. Activitatea a fost pe pierdere până acum, dar noi nu avem voie să mai continuăm așa după ce s-a terminat etapa de monitorizare. Respectiv, decizia ca să fie serviciu a fost dată și de faptul că avem nevoie de un anumit sprijin pe partea de contabilitate, spre exemplu. Putem să delegăm din primărie pe cineva care se ocupe, nu este o contabilitate care acoperă un post. Avem nevoie de resurse umane, mai angajăm, mai promovăm. Și atunci este nevoie de suport și l-avem în primărie. Avem nevoie de tehnic. Avem tehnicieni atât la serviciul în primărie, avem electrician, dar avem la serviciul de salubritate, avem oameni care se pricep, dar avem la apaser, mecanici și atunci instalatori. Și atunci noi sperăm ca această organizare să fie o soluție optimă la acest moment, cu promisiunea că dacă mâine vor crește veniturile de la acest obiectiv, atunci, desigur că și noi vom mări numărul de angajați adaptat la situația existentă. Deocamdată ne propunem ca acest obiectiv să nu fie pe pierdere, respectiv veniturile să fie mai mari decât câștigurile și veniturile să fie mai mari decât cheltuielile. Această mutare a angajaților la primărie se va face prin concurs, pentru că ar trebui să-i aducem la nivelul de salarizare pe care l-au avut, care este peste nivelul de salarizare pe care la momentul acesta noi îl avem în organigrama și statul de funcție al primăriei. Și atunci, noi am avut discuții personal cu fiecare și sperăm ca dumneavoastră să înțeleagă și să vină și să continuăm munca împreună, pentru că acest obiectiv trebuie să devină un punct de atracție al localității noastre, care, bineînțeles, să genereze venituri și nu ne trebuie profit, dar ne trebuie să acoperim din încasările respective, să acoperim cheltuielile. La ședința următoare, vă vom supune atenție delegarea gestiunii acestui mijloc fix către serviciu, vă vom supune atenției tariful, pentru că și acest lucru trebuie să se întâmple, mai cât să fie o urcare, o coborâre și alte aspecte, în așa fel încât până la 1 aprilie să avem totul reglementat. O să avem și angajările de făcut, anunțuri și toate celelalte etape și ne propunem ca de Paști, de Florii, adică să funcționăm cu telescau. Ăsta este obiectivul nostru. Noi sperăm să îl putem îndeplini. Avem de transferat contracte de curent, de utilități. Deci avem noi contractele cu firmele care fac mentenanță, care asigură ticketing-ul și toate celelalte aspecte. Știm tot ce avem de făcut și eu sper să plecăm cu încredere, în primul rând, pe acest drum și sper ca și dumneavoastră să, dacă aveți păreri, dacă aveți idei, să punem umărul și să facem acest obiectiv, să-l facem performant, cât mai eficient posibil. Dacă aveți ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Este vorba în organigramă
Deci avem, așa, avem un maestru, un casier, un șofer de auto special în speță de ratrac, doi tehnicieni și doi muncitori calificați cu calificare obligatorie mecanic-trolist și patru muncitori calificați cu calificare generală. Adică pot să aibă calificări și mecanic-trolist și alte calificări, dar doi trebuie obligatoriu să fie mecanic-trolist pentru că altfel nu deprind condiția de funcționare a telescaunului din punct de vedere ISCIR. Asta este ceea ce vă rog să fiți de acord și în organigrama de la transportul public local am pus un conducător și 5 conducători auto, dar care la momentul acesta nu este obiectul de discuție, pentru că nu avem încă obiectul muncii. Ne trebuie să autobuzele și microbuse. Da, mulțumesc, domnule. Dacă nu sunt alte discuții pe această temă, vă rog să supun la vot cel de-al 13-lea punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abținerilor. Da, s-a schimbat. Da. Dacă nu mai sunt alte discuții, declar închise lucrările acestei ședințe. Mulțumesc pentru participare.